Scandal la mormântul lui Leo Iorga. Fiul cântărețului este revoltat de cele întâmplate. După o lungă perioadă în care s-a luptat cu boala, în urmă cu 2 ani, în 2019, Leo Iorga s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani, lăsând în urmă multă durere. Acesta a murit la scurt timp după ce s-a asigurat că mormântul său de pe Alea Scriitorilor de la cimitirul Belu a fost gata. Acum, Edi Iorga, fiul cântărețului, spune că la locul de veci al tatălui său este un mare scandal deseori, asta deoarece oamenii sunt revoltați că artistul care cânta muzică rock este îngropat chiar lângă Mihai Eminescu. Niște fanatici au făcut scandal că de ce tata, considerat de ei rocker satanist, e îngropat lângă Mihai Eminescu. Tata și-a ales singur mormântul aici. Dar acum să fim serioși, scriitorii erau așa ușă de biserică? Eu consider acest lucru o mare răutate din partea oamenilor, a spus fiul lui Leo Iorga. El susține că și tatăl său a făcut cinste acestei țări cu muzica lui și nu merită ca acum să se facă un așa scandal în locul unde își doarme somnul de veci. La mormântul lui Mihai Eminescu este un adevărat pelerinaj, vine foarte multă lume, este plin de flori, dar și la tata se mai oprește cineva ca să aprindă o lumânare și el a făcut cinste țării, a fost un mare artist, un adevărat patriot, a mai declarat Edi Iorga. Fiul lui Leo Iorga a mai spus în trecut că tatăl său și-a ales locul de veci pe Alea Scriitorilor, deoarece pe Alea Artiștilor nu i-a plăcut cum arăta groapa, spunând că este foarte multă înghesuială. Astfel, regretatul artist a ales să-și cumpere loc lângă mormintele lui Mihai Eminescu și Mihail Sadoveanu. Tata și-a ales groapa, a vrut să vină cu mama la masa negocierilor, se întâmpla asta în anul morții lui. Numai că nu i-a plăcut groapa de pe Alea Artiștilor, a spus că acolo este prea mare înghesuială, că sunt morminte chiar și pe alee, așa că a ales o groapă de pe Alea Scriitorilor, lângă mormintele lui Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale și Mihail Sadoveanu.